Era odată o femeie de vârstă mijlocie, obeză, care își dorea cu disperare să slăbească. Încercase orice tip de dietă, dar niciuna nu părea să dea roade. Exercițiile fizice nici nu intrau în discuție, pentru că ea era prea leneșă și prea comodă pentru a se motiva să mănânce mai puțin. Într-o zi, în timp ce citea o revistă, a observat o reclamă pentru pastile de slăbit. Scria în anunț, garantat slăbește în doar 2 săptămâni. Compania care le producea vindea pastilele prin intermediul internetului, așa că femeia s-a decis să comande pastile pentru o lună de dietă. Câteva zile mai târziu, primit un pachet prin poștă. Când l-a deschis, a fost surprins să se găsească doar un flacon cu 12 pastile. Instrucțiunile specificau clar să ia doar o pastilă pe lună cu un pahar cu apă. De asemenea, să evite mâncărurile picante și alcoolul. Femeia a luat o pastilă și a înghițit-o. Câteva zile mai târziu, a observat că apetitul său s-a dus. Nu era foame deloc. Chiar dacă nu făcea niciun fel de efort fizic, începea să slăbească. În scurt timp, a început să-și admire noul trup în oglindă. Schimbarea a fost uimitoare. Trecuse de la o formă de pară la una de clepsidră într-un timp foarte scurt. Din păcate însă, pastilele s-au dovedit a fi mai eficiente decât s-ar fi așteptat. Chiar dacă a ajuns la greutatea dorită, ea continua să slăbească. În scurt timp, a început să se simtă slăbită și să dezvolte dureri abdominale. În final, durerea a ajuns atât de intensă încât a trebuit să meargă la spital. Doctorul a examinat-o și a devenit alarmat. După ce a făcut o radiografie la stomac, a întrebat-o dacă a mâncat ceva ciudat în ultima vreme. Nu, a răspuns femeia. De avea mai mâncat ceva de când am început să iau pastilele pentru slăbit. Doctorul a cerut să vadă recipientul cu pastilele. A luat una dintre pastile și a deschis-o pentru a-i duce conținutul la laborator pentru a-l analiza. Când s-a întors cu rezultatele, avea vești îngrijorătoare pentru femeie. Pastilele pentru slăbit conțineau ouă de tenie.